Părintele îi spune copilului, nu mai țipa. Da. Și deseori părintele va spune copilului, nu mai țipa. Că nu pot să te mai aud țipând în continuu. Da, da. Moment în care apare o altă emoție, da, un alt film al copilului. Da. Că ce se întâmplă cu părintele în momentul respectiv? Emoția mea e nevoie să fie parcată pentru o vreme, iar eu să fiu acolo și să conțin și să reglez și să stau alături de emoția copilului meu, dându-i libertate să se exprime, da? Numai că ajutându-l să o diminueze. Între a face o ciorbă și a regla o emoție, pe termen scurt, poate importantă ciorba, pe termen lung, este importantă reglarea emoțională, pentru că noi creștem adulți până la urmă. Da. Și am făcut copii ca să fie sănătoși, fericiți și dezvoltați cât mai complet. Undeva, la un moment dat, mai pierdem asta, intrăm în luptă de putere unul cu altul și iarăși pierdem focusul. Care e focusul? Dezvoltarea copilului, copilul nostru. Îl iubim împreună, ne dorim binele pentru el. Ce-i dai tu și ce-i dau eu, îl crește pe el. El acolo învață nu doar ce înseamnă relația cu mama lui și cu tatălui, el învață ce înseamnă relația dintre mama și tata, dintre soț și soții, dintre femei și bărbat. Cred foarte mult că copiii noștri au nevoie de joacă. Foarte mult. Copiii noștri mai știu să se joace. De mai foarte mult decât joacă atât. Și cred că e și cel mai ușor mod prin care noi putem să le transmitem anumite lucruri ar fi prin joaca cu ei. Pentru că nu vrei, nu faci lucrurile. Și ca și când să nu vrei ceva rău. Iar noi acum începem să învățăm din cinci mai mult că nu vreau este un drept pe care îl avem și că noi putem să spunem nu vreau. Și că inclusiv copiii noștri au dreptul să spună nu vreau. Dacă fac toată povestea asta în spate, deci asta este o poveste a conexiunii, înseamnă că eu am fost tată, nu doar am intrat în rolul de tată, nu doar am bifat ce trebuie să fac. Ce mi-am întărit relația cu copilul meu. Că vrei că nu vrei, lucrezi copilul tău interior. Da. De exemplu, eu găsesc tot timpul și aici mi-a spus lucrul ăla și atunci m-am simțit vinovat sau atunci am intrat în rușine sau atunci m-am simțit că nu sunt suficient. Mamă, ce fain! Noi de multe ori uităm să le spunem copiilor noștri că și noi am fost copii. Exact. Și ei nu au percepția asta că și noi am fost copii. Pentru ei s-au născut cu noi adulți. Exact, exact. Pentru ei noi am fost mari dintotdeauna. Da. Și faptul că și noi am fost copii face o conexiune cu ei. Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod din De Vorbă cu Irina. Bună, Irina! Bună, Răzvan! Data trecută nu ți-am zis bună, nu, Irina, și ar fi trebuit să-ți spun. În ultimul episod am vorbit de copiii și relația cu părinții. Da. De fapt, mai mult relația părinților cu copiii. Mai degrabă. Mai degrabă. Da. Am vorbit de cazul în care unul dintre părinți se decuplează, da, de la relație. Și acum și lasă în grijă celuilalt părinte cumva creșterea psihologică a copilului. Ce se întâmplă de ne decuplăm de la nevoia copilului și ne cuplăm la nevoia noastră? De fapt, ce se întâmplă este că nici măcar nu ne cuplăm la nevoia noastră, ne cuplăm la nevoia copilului nostru interior. Uh-huh. E ca și cum în momentul în care se naște copilul vine cu un pachet de nevoi care au nevoie să fie împlinite. Da? Pentru ca acest copil să poată crește. Numai că în interiorul părintelui există un copil care la rândul lui a avut niște nevoi care nu i-au fost împlinite. Și în dinamica asta dintre un părinte și un copil, la un moment dat, părintele, adultul, se cuplează cu copilul interior nevindecat și pică în abisul ăsta interior al copilului nevindecat. Și începe cumva inconștient o luptă de putere între copilul meu interior și copilul meu propriu. Din fața mea. Și în lupta asta, eu practic spun, da, copilul meu interior e mai important.
Și mă duc către, de fapt, către nevoile acelui copil, către faptul că el n-a fost împlinită atunci când a fost nevoie, el încă e nedezvoltat din punct de vedere emoțional și începe să-și ceară drepturile în oglinda propriului meu copil. Nu? Dar lucrurile astea sunt dinamici atât de subtile pe care părintele nu le vede și pentru că el nu este maturizat la nivel psihologic, el va cădea în această capcană a recuperării copilului interior. Nu? Asta și se întâmplă. Oare în dinamica asta cumva copilul va simți că intră în rol de părinte? Și în momentul ăsta adică copilul... dacă se duce destul de jos părintele respectiv, copilul va simți că stai care... oleacă, că s-a pierdut mama sau s-a pierdut tata și mă duc să îi recuperez. Mă duc să îi recuperez și copilul cumva... Din dorința de a se conecta cu mama sau cu tata, nu? De fapt, noi spunem că dinamica copilului parentifică, care se parentifică, să spune, devine copilul, practic, devine părintele părintelui, da? Și face lucrul ăsta nu dintr-o compasiune, nu dintr-o iubire extraordinară față de părintele lui, ci dintr-un instinct de supraviețuire, pentru că acest copil are nevoie de un părinte. Și dacă el a picat în abisurile nevindecării lui, are nevoie cumva să-l, exact ce spui tu, să-l recupereze de acolo și să-l pună în poziția lui de părinte. Cu costurile psihologice pe care copilul le are. Că el trebuie să treacă prin... Pentru că el are nevoie să fie copil. El nu trebuie să fie părinte. Da? Și atunci de asta se parentifică copiii. Și devin părinții părinților lor. Știi, eu, când am venit aici la studio, am avut un caz practic pe care am zis că îl discutăm. Povestim. Era o fetiță care urla și spunea că ea vrea în parc, începuse să și plângă, dar și țipa și, plângea. Și spunea că vrea în parc. Și atunci noi am făcut ipoteze. Exact, am construit ipoteze. Ce se întâmplă dacă părintele ia copilul de mână, îl duce în casă și spune nu mergi în parc, trebuie să mergem în casă, asta este, atâta este ceasul, noi trebuie să așa, am de făcut și mâncare și... Să te speli și să te pregătești pentru școală și tot așa. Da. Hai treci. Da. Da? Ce se întâmplă? Care de fapt dinamica în spate? Ce se întâmplă? Păi ce se întâmplă? Da, copilului practic s-a oprit o dorință de a sta în parc, da? Și faptul că s-a oprit dorința respectivă a declanșat o emoție puternică pe care noi am auzit-o în exprimarea ei. Da? Acolo era o mamă sau un tată care ar fi putut să facă ce-ai povestit tu, noi n-am știut povestea mai departe, de asta am construit ipoteze. Și atunci dacă părintele cumva gata, s-a terminat, te duc sus că am atât de multă treabă, copilul practic ce poate să facă este să-și blocheze în interiorul lui emoția, da? Să o reprime, să o înmagazineze acolo în amigdală unde ne magazinăm noi emoțiile toate puternice, să nu o proceseze pentru că părintele este ocupat și nu poate să stea acolo lângă emoția respectivă și să ajute copilul să-și traverseze marea lui înspumată de emoții și să calmeze, să coregleze, să spunem noi, emoția copilului. Nu va face lucrul ăsta și îl va învăța pe copil reprimarea emoțională. De exemplu, situația ar putea să fie în felul următor. Părintele îi spune copilului nu mai țipa. Da. Și deseori părintele va spune nu mai copilului țipa, nu mai nu țipa. Pot să te mai aud țipând în continuu. Da. Da. Moment în care apare o altă emoție. Da, un alt film al copilului. Da. Că ce se întâmplă cu părintele în momentul respectiv? Ce ar putea să gândească? Că părintele respectiv îmi spune mie că să nu mai țip. Da. Dacă eu am mai văzut tiparul țipatului
Da? Poate țipă mama la tata, poate țipă tata la mama, poate da, țipă am văzut comportamentul ăsta în manifestare. Mama la bunica, da. Da? Și atunci am tradus într-un fel țipatul respectiv. Da. Unul dintre lucrurile la care mă gândesc eu e ura. Da. Da? Da. Și atunci copilul intră într-o vinovăție în care spune, făi, dar ce fac eu, că eu mi-o răsc mama. Da. Și zice, nu se poate, și-a tăiat. Dacă țipă, mi-o răsc mama, tu asta spui. Zic, ar putea să fie lucrul ăsta, nu da. Știu, alt zi tu, ce ar putea să fie altfel. Da, furie, ură. Nu, când zice, nu te mai supor că țip la mine. Da, rușine. Rușine. Da. De asta zic, nu mai țipa înseamnă nu mai țipa pentru că mă înfurii mai tare. Nu mai țipa, te urăsc, m-am obosit să te aud țipând. Nu mai țipa, mi-e rușine de vecinii care ne aud. Uh-huh. Nu mai țipa pentru când că mă aude simt... toată lumea. Da, când ne aude toată asta. Lumea. Da. Nu mai țipa pentru că mă simt vinovată că te-am luat din parc și nu ți-am împlinit dorința. Da? Mm-hmm. Deci în spate poate să fie... Da, și la unul și la altul, altă. Ideea este cum, da. Că peste faptul că copilul nu a primit parcul, da. Și acolo e o jale mare că ea vroia în parc, da. Fetița vroia în parc, se suprapune cu încă un lucru care apare în discuția respectivă, cumva părintele trebuie să-l oprească. Sigur că, dar părintele practic a pus o limită pentru că el coordonează practic viața. Da, și atunci da. Copilul acum va suprapune peste o dorință care nu i s-a întâmplat, da. nu a putut-o împlini. Putut-o împlini. Da. Da? Cu încă un lucru care, adică eu în momentul în care vreau ceva, da. Țip și plâng, da. Și fac ca toți dracii că vreau vociferez, lucru, vociferez că vreau lucrul da. Ăla, nu e bine. Da. Dar nu e bine. Nu pentru că vreau să mă duc în parc. Nu e bine pentru că în momentul respectiv o bag pe mama în rușine. Exact, emoția mea produce o emoție mai puternică în exact, ea care devine prioritară. Preiau lucrurile alea și atunci e posibil ca de fiecare dată când eu îmi doresc ceva da. Să trăiesc de fapt ce mi-a zis mama. Da, nu? Da. Da, pentru că eu fac practic preluare contopesc. De... Da, contopesc emoțiile. Uh-huh. Și nu mai știu că e emoția mea sau e emoția mamei, de exemplu, da. 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 Ei, și atunci un părinte de genul ăsta e nevoie cumva să-și dea seama despre emoția lui, dar iarăși noi vorbim despre părinți în proces de maturizare emoțională, dacă nu maturizați emoțional. Da? Care să știe că emoția mea e nevoie să fie parcată pentru o vreme, iar eu să fiu acolo și să conțin și să reglez și să stau alături de emoția copilului meu, dându-i libertate să se exprime, da? Numai că ajutându-l să o diminueze. Asta înseamnă a procesa. Practic, a procesa înseamnă a metaboliza copilul emoția respectivă. Bine, în mod normal ar putea... Mai există și o altă variantă care eu, de exemplu, în anumite momente am folosit-o. N-am parcat nimica. Tu vorbești despre emoțiile tale. N-am parcat, nu? Eu ca părinte n-am tu parcat n-ai nimic. Tu n-ai parcat nimic, da. N-am parcat nimic. Da. M-am dus și am spus, în momentul ăsta, asta este ceea ce simt eu. Da. Că în momentul în care eu îmi spuneam ceea ce simt, am considerat da. Că copilul va... nu va fi nevoie să presupună ceea ce simt eu. Da. Da? Și îi spun că, uite, că eu vreau să, în momentul în care țipi la mine, da? În momentul ăla simt că mă enervez. Da. Da? Ok. Dar asta este pentru că eu vreau să facem lucrurile astea și aș vrea ca tu să înțelegi că astea sunt prioritare. Da. Dar văd și că tu de fapt vrei ceva și aș vrea să aflu mai multe despre lucrul ăsta și să da. Discutăm pe subiectul ăsta. Asta a fost la așa cumva am început eu, bine rău, așa am făcut. Da, ideea este că eu simt lucrul ăsta, dar eu ca adult sunt responsabil să-mi navighez propria emoție. Nu ți-o pasez ție responsabilizându-te pe tine să te duci într-un comportament de adult
ca să mă salvez pe mine de emoția mea. Da, 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 nu, nu. Nu-i, da, eu îmi exprim emoție, spun, simt, da, lucrul, nu, ăsta. M-am dus, știu, am auzit de asta și... Da, tu traduci. Da, traduc ce spui tu, uh-huh. Da? Nu pentru că eu acum pe mine mă înfurii sau mă întristează că tu ții, pe asta înseamnă că tu trebuie să te oprești pentru că eu sunt trist. Uh-huh. Eu doar îți oglindesc ce sunt în comportamentul meu, asta produce în mine. Și asta undeva e foarte bine pentru copil să înțeleagă că există o oglindă umană și că ce pleacă de la mine ajunge într-un fel la tine. Uh-huh. Da? Dar dincolo de astea, prioritatea este emoția copilului, uh-huh, și nevoia din spatele ei. Și asta eu ca adult mă duc către ea, așa cum ai zis tu, mă duc cu curiozitate, mă duc cu oglindire, observ că simți lucrul ăsta, hai să vedem ce se întâmplă, sunt aici alături de tine, învăț coreglarea și după aceea ajung în esență la nevoia copilului. Uh-huh. Și ăsta, da, este un proces greu. Noi tot timpul spunem, da, dar am eu timp să fac lucrurile astea, atunci oglinda mea spune, hai să vedem care e prioritatea. Între a face o ciorbă și a regla o emoție, pe termen scurt, poate importantă ciorba, pe termen lung, este importantă reglarea emoțională, pentru că noi creștem adulți până la urmă. Da. Și am făcut copii ca să fie sănătoși, fericiți și dezvoltați cât mai complet. Și în altă ordine de idei, lucru pe care îl clădești acum și care, uh-huh, îi oferi timp acum, exact, te va ajuta că copilul ăla nu stă la tine un an, doi, exact, și a plecat. Adică cu copilul ăla vei putea să, exact, porți astfel de discuții și în momentul în care va ajunge, nu știu, la 18 ani sau va pleca de acasă și va avea nevoie de o părere sinceră și va ști că în tine are... Se va întoarce în cuib. Da, și atunci va veni, mm-hmm, și va avea tot timpul un loc sigur în care el poate să se întoarcă și să spună, uite, asta este ceea ce simt eu, mm-hmm, și am nevoie de cineva să mă asculte. Și dacă nu mama sau tata, atunci cine? Exact, exact. Da. Adică ceea ce facem, de fapt, acum, prin această coreglare emoțională, nu este decât că construim cărămizi și fundații sigure pentru viitorul adult. Mm-hmm. De asta zic, asta e o prioritate. Este dincolo de spălatul seara, dincolo de mâncarea pentru a doua zi, dincolo de toate lucrurile astea, există baza emoțională pe care o punem. Pentru că marile probleme ale adulților sunt că nu știu să-și regleze emoțiile. Și că nu știu ce să facă cu emoțiile lor. Cred că o mare problemă a adulților este că nu știu să-și managerieze timpul și responsabilitățile pe care le asumă în fiecare zi. Adică cred că am ajuns, nu cred că timpul s-a comprimat, mm-hmm, da? Chiar citeam că ziua se lungește. Da. Da. Ce da, am fost uimit să ce aflu da, că era ziua... teoria comprimării. Da, nu, da. De fapt se lungește ziua. Problema este că noi ne luăm din ce în ce mai multe lucruri să le facem, da, într-o zi. Și uităm, de fapt, că eu stăteam și mă gândeam, părinții mei plecau totuși la ora 8, 7, jumătate dimineața, la ora 4 știu că puteam să mâncăm împreună mâncarea de prânz, eu veneam de la liceu, mâncam împreună și după aia de la 4, 5, păi mai prindeam o oră de stat și cu ei. Chiar dacă mai aveam și teme, vroiam și afară, vroiam să fac și aia. Era și timp da, pentru eu asta. Eu acum sunt în stadiu în care ajung și zic, păi dar n-am timp, în câte ore mai sunt? În trei ore să stau și cu copilul, să mă liniștesc și eu după o zi de muncă, să mă ocup și eu de mine, să, nu știu, să fac o baie, să mă bărbieresc, să mă îngrijesc și eu. Așa? Să mâncăm și gata, s-a terminat seara că trebuie să ne culcăm, că mâine dimineață iar ne trezim. Știi? Dar și am ajuns la concluzia mea personală, este că fac mult prea multe lucruri într-o zi. Înghesuim într-o zi prea multe lucruri. Și cred că fac mult prea multe lucruri care nu știu cât ar trebui eu să le fac sau nu. Ne focusăm foarte mult pe ce considerăm că e urgent și mai puțin pe ce considerăm că e important.
Da. Și cumva aici e focusul nostru, pentru că nu mai punem lucrurile... Stingem incendii. Exact, stingem mai degrabă incendii, nu construim fundații. Mm-hmm. Știu că vorbeam și ziceai tu că există o complementaritate între mamă și tată. Mm-hmm. Și aș vrea să vorbim puțin despre cum ar trebui să se... eu când mă gândesc la cum ar trebui să fie, bine, la mine idealul, relația femeie-bărbat, relația mamă-tată ar trebui să fie ca două mâini, ca în momentul în care una e sus, mm-hmm, cealaltă se duce în jos, mm-hmm, și să fie tot timpul ca și cum ai avea o minge în mână, știi, și poți pe să te joci cu o minge imaginară. Cam așa aș vedea și eu. Adică cumva să existe, și chiar dacă există în laterală și nu e unul sus, unul jos, dar măcar pe lateral să ne... Să fie dansul ăsta. Să fie dansul ăsta și chiar dacă amândoi jos, țin mingea totuși. Da. Știi? Problema e să nu fie amândoi sus și să se bată acolo că cade mingea. Da, da. Da. Cum vezi tu... Am plecat de la gândul ăsta că de ce avem... De ce un copil are nevoie de mamă și de tată? Și ziceam că sunt complementari, pentru că fiecare practic aduce ceva în dezvoltarea copilului. Dacă mama aduce partea de grijă, de iubire, de conectare puternic în primii ani, tata aduce partea asta de explorare, de scoatere în lumea copilului, de a-l ajuta practic să cunoască lumea mare pe care tata o cunoaște, a explorat-o și îl poate purta și pe copil în ea. Nu că mama n-ar putea să facă lucrul ăsta, dar mama ți arată lumea mică și tata ți arată lumea mare. Mama e lumea mică și mama e lumea mare. Și asta nu înseamnă că mama e mai mică și că tata e mai mare, ci că fiecare practic are dinamicile lui ca bărbat și ca femeie. Și că de asta ei împreună fac o treabă și mai bună cu copilul și practic ajută creierul copilului să se dezvolte și în lumea mică și în lumea mare. Și de aici spuneam că sunt complementari. Numai că undeva, la un moment dat, mai pierdem asta. Intrăm în luptă de putere, unul cu altul, și iarăși pierdem focusul. Care e focusul? Dezvoltarea copilului, copilul nostru. Îl iubim împreună, ne dorim binele pentru el. Ce-i dai tu și ce-i dau eu, îl crește pe el. Da? Noi nu suntem în dinamică de război, noi suntem în dinamică de colaborare și suntem complementari, astfel încât putem să aducem mult mai multe daruri copilului. Și suprapus cu asta, să mai existe și o relație de bărbat, de femeie, bărbat, bărbat, femeie între cei doi. Care musai să existe. Da. Da, pentru că dacă suntem o familie și nu mai suntem un cuplu, asta înseamnă că la un moment dat dinamica asta a familiei pierde resursa aia, pasiunii, a iubirii dintre bărbat și femeie. Care înapoi se răsfrânge și asupra copilului, copilul va resimți. Sigur că da, pentru că el acolo învață, copilul practic este la școala vieții în relația cu părinții lui și în relațiile de familie. El acolo învață nu doar ce înseamnă relația cu mama lui și cu tatălui, el învață ce înseamnă relația dintre mama și tata, dintre soț și soție, dintre femei și bărbat. Da? Și învață practic registrând dinamici comportamentale. Dinamica și ceea ce se întâmplă în 2023 e că foarte mult se merge pe o dezvoltare cognitivă a copilului, să știe cât mai mult, să învețe cât mai mult, să aibă diplomă la Cambridge, să aibă diplomă la, nu știu ce mai îmi vine mie, da, diverse concursuri de... Pe un fel de recunoaștere academică. Da, o recunoaștere academică. Fel de fel, da, de concursuri, fel de fel, mm-hmm, de reviste care au apărut, care au concursurile, da, lor. Chiar am experimentat la final de an la Ingrid, nu se mai termina de cât diplome luaseră copiii ăia, da, și câte medalii
Și în mintea mea era, mamă, dacă copiii ăștia au fost la atâtea concursuri, că erau și, și după aia a fost și Albert, și la Albert au fost extra în afara școlii, diplomele câștigate în afara școlii și cumva mie mi s-a părut și puțin forțat. Eu sunt mai, adică eu sunt ok cu învățatul, adică trebuie să învățăm și să avem niște noțiuni, dar cred foarte mult că copiii noștri au nevoie de joacă. Foarte mult. Copiii noștri de, mai știu să se joace. De mai foarte mult decât joacă atât. Și cred că e și cel mai ușor mod prin care noi putem să le transmitem anumite lucruri ar fi prin joaca cu ei. Da. Să facem lucruri împreună, să ne jucăm. Pe lângă faptul că și noi ca adulți mai avem nevoie din când joacă. În când să ne jucăm. Da. Că am devenit atât de serioși. Exact. Și atât de prinși în tot ceea ce facem zilnic, încât nici noi, și noi am uitat să ne jucăm. Și mai dureros decât atât, în momentul în care ne-am transpune în joacă sau vedem adulți care se joacă, poate îi vedem penibil. Da. Traducem joaca ca penibil, nu traducem joaca ca pe o formă de expresie a bucuriei interioare. Că până la urmă asta este joaca. Da. Nu? Da. Și jocul practic ajută foarte mult în conectare. Când ne jucăm, ne conectăm. Da, adică eu cred că e momentul oportun. Adică pentru mine, de exemplu, e momentul cel mai bun și simt că am conexiune maximă cu ei. Uh-huh. Și în momentul ăla simt așa că pot să bag cu lopata în ei lucruri care poate le înțeleg, poate nu le înțeleg acum, dar garantat vor folosi. Ele se vor magazina. Garantat. Și la un moment... De ce? Pentru că în joacă copilul se deschide. Și în momentul în care copilul se deschide, el începe să poată depozita ceea ce noi și dacă știm cum să introducem anumite lucruri, da, se va întâmpla ceea ce povestești tu. Da, adică eu ca și feedback la Albert l-am deja, că la un moment dat îmi spunea, dar tu de ce faci așa, că ți mai aduci aminte acum câțiva ani de zile ce spuneai? Și zic, mamă, zic, i-am spus lucrul ăsta așa într-un context de ăsta de... Da. Și zic, mamă, cât de tare, dacă lucrul ăsta l-a reținut atunci când noi nu mai știu ce făceam, ne plimbam pe undeva, adică nici măcar nu făceam nimic. Și am avut eu la un moment dat, i-am zis lui, știi ce i-am zis? I-am zis că nu există, nu se poate. Aha. Nu da. Există, nu pot. Da. Da, există, nu vreau. Și la un moment dat am avut o discuție și ziceam, mai nu pot să fac asta. Păi tată, dar cum adică? Dar tu ai zis că nu există, nu se poate. Aha. Aha. Și zic, ai reținut-o pe asta. Și am zis, bă, dacă s-a întâmplat așa, înseamnă că a reținut și alte lucruri și de atunci am început să cu lopata când am posibilitatea, nu-i zilnic. Și uite, e foarte frumos exemplu tău, pentru că iarăși e o poveste asta cu nu există, nu pot, există, nu vreau, ca și când, pentru că nu vrei, nu faci lucrurile. Și ca și când să nu vrei ceva rău. Iar noi acum începem să învățăm din cinci mai mult că nu vreau este un drept pe care îl avem și că noi putem să spunem nu vreau. Și că inclusiv copiii noștri au dreptul să spună nu vreau. Eu îi întreb pe copiii în terapie când îmi spun nu pot să fac lucrul ăsta și îi întreb nu pot sau nu vrei? Și spun nu vreau, este în regulă să nu vrei. Și îți mulțumesc că îmi spui că nu vreau. Cum vedem noi partea asta de părinți? O vedem ca un rol? Da. Sau punem mai mult accent, că tot am vorbit de conexiunea cu copilul respectiv? Adică eu trebuie să-mi fac rolul, ce sunt eu? Eu sunt tată. Da. Eu trebuie să fac aia. Le-am făcut, le-am bifat, da. Sunt ok, gata, mi-am terminat treaba. Da. Adică știi că cumva că există și varianta asta în care ne ducem când chiar ne dorim, dar nu știm cum, ne ducem pe checklist. Trebuie să fac aia, azi trebuie să duci copilul, azi trebuie să faci aia, azi trebuie să... așa, are nevoie de 100 de lei, dă-i 100 de lei, du-te... vezi că are nevoie de Adidas, du-te cu el și cumpără Adidas și știi, lucruri de astea fizice, dar e de check și zici, băi, ok, cine se duce? Tata. Cine face lucrurile astea așa? Mama.
Știi? Și la sfârșit zicem, bă, da, ok, eu mi-am făcut rolul de tată, adică am făcut toate lucrurile astea. Da, am bifat sarcinile. Am bifat sarcinile. În checklist sunt bifat. Da, chiar am făcut mai multe. Și chiar am făcut mai multe, da. Da. Foarte mult timp, cumva, rolul ăsta de mamă și de tată a fost un checklist. Uh-huh. Din nou, știința acum ne ajută foarte mult pentru că începe să scoată la suprafață ceea ce, de fapt, cred că este în instinctul nostru, dar undeva instinctul nostru parcă s-a acoperit cu ceva. A fi mamă și a fi tată înseamnă, în primul rând, o relație. A fi părinte înseamnă a relaționa cu copilul tău, deci a fi în conexiune cu el. Da, pot să mă duc să-i cumpăr Adidas, dar dacă nu m-am conectat cu el, înseamnă că doar am bifat. Dar în timp ce mă duceam să-i cumpăr Adidas, dacă am râs cu el, dacă am povestit cu el, dacă l-am întrebat ce fel de Adidas vrea, dacă i-am spus ce fel de Adidas purtam eu când eram copil, dacă fac toată povestea asta în spate, deci asta este o poveste a conexiunii, înseamnă că eu am fost tată, nu doar am intrat în rolul de tată, nu doar am bifat ce trebuie să fac, ci mi-am întărit relația cu copilul meu. Da, sau mai este varianta la fete să gătească împreună cu mama lor. Sigur, da. Păi ăla este un moment care mi se pare super fain să poți să te conectezi și să faci niște lucruri. Și să transmiți până la urmă. Cumva femeia va trebui să poată sau să nu poată, că acum s-au inventat restaurantele și toate lucrurile astea, dar... Dar e o abilitate de viață să gătești, adică... Și eu cred că ar trebui să existe, adică măcar să-ți faci ceva pentru tine, exact. Care ți-i poftă, sau măcar exact. Să o faci din, nu știu, odată la două luni, la trei luni, vreau să-mi fac eu ceva singur. Moft. Când mi-iese, când nu mi-iese, o fac. Da, da, da. Ca și experiență, că începem să ne tăiem anumite experiențe... Că... Uite că ai spus foarte fain, adică nu-i doar un proces de învățare steril, ci este o experiență de conectare prin care eu, părintele, transmit cunoașterea mea, experiența mea, o dau mai departe. Și nu pot să o dau mai departe decât dacă construiesc o relație cu copilul respectiv. Deci să construiești o relație foarte, foarte important. În momentul în care începi să povestești copilului tău despre viața ta ca și copil și experiențele pe care le-ai avut tu, că vrei că nu vrei, lucrezi copilul tău interior. Da. Punând povestea și reușind să stai într-o parte de asta de observator, în care normal că îi povestești, da, te observi, că dacă o iei Hege și îi spui niște lucruri care nu sunt ok, știi, poți să îi le spui, dar să îi le și explici, adică uite, eu făceam lucrul ăsta, știi, la vârsta ta, adică mă urcam... O poveste procesată, nu? Da, o la poveste... vârsta ta mă urcam în copaci și furam cireșii de la vecinul. Da. Da, e ok, așa faptul că am vrut să mă urc, să nu știu ce, la, asta este, mi-am și luat-o de la vecinul că m-a prins. Da. Da, dar e un lucru bun că vine copilul, tot timpul vine copilul. Da, ai făcut bine, dar lucrul ăsta, adică mie mi s-a întâmplat totdeauna. Da, și cum, furai? Adică pune accent exact pe lucruri care îi se pare că nu este ok. Da. Și zic, da, uite, n-am folosit, nu a fost ok, dar da, făceam și lucrul ăsta. Așa este, da. Adică... Da. Știi, cumva, dar e un lucru interior, că îi povestești, uite, mama îmi spunea lucrul ăla, tata îmi spunea lucrul ăla și cumva, în paralel, lucrezi și tu cu tine și îți vezi cu siguranță multe lucruri. Mai mult decât atât, după ce ai terminat aia, tu poți să te întorci înapoi în povestea aia că tu... Și poate a rămas ceva. De exemplu, eu găsesc tot timpul, și aici... mi-a spus lucrul ăla și atunci m-am simțit vinovat sau atunci am intrat în rușine sau atunci m-am simțit că nu sunt suficient. Mamă, ce fain, cu uite, m-am dus și am luat un pix că avea nevoie de un stilou sau de rezerve la stilou. Așa, ne-am dus împreună, dar eu pe parcurs am mai făcut și eu ceva pentru mine. Și pot să fac cu checklist și ceva pentru mine în ziua aia, în paralel cu copilul.
Da, pentru că am permis cumva să aduc povestea asta la suprafață, să o pun în spațiu dintre mine și copil, pentru copil ca o formă de conexiune, ca o poveste, ca o lecție poate pe care vreau să o ia de acolo și pentru mine ca o procesare, poate mai e ceva pe acolo de vindecat. Da, uite, mai mult decât atât, m-am trezit în... Eram cu mama, cu tata și cu copii și la un moment dat începe mama să vorbească despre mine, ce făceam eu la vârsta aia. Și povestea, spunea niște povești pe care eu nu le mai țineam minte. În timp ce mama povestea, așa cum a înțeles ea toate lucrurile respective, eu mi-am dat seama că cum povestește mama, eu am fost cu totul și cu totul un alt film, am înțeles cu totul și cu totul altfel lucrurile care, cum s-au întâmplat. Da. Și fără să nu știu, să facem așa o introspecție și să vorbim și mamă, dar cum erai atunci și ai intră în vinovății, maică-mea intră în vinovății și nu mai zice nimic, eu îi zic, măi, nu acolo te acuz, nu te judec, dar vreau să știu lucruri de ce, ca să lucrez eu cu mine, că n-are nicio importanță ce a fost, a fost, că n-au existat părinți perfecți și încă nu și există încă părinți perfecți. Dar uite, într-o situație de asta, văd parcurs ce povestește mama, eu văd că eu am fost în alt film în momentul respectiv și copiii mei, da, văd că, bă, uite, și tata a fost copil. Exact, da. A, păi zice bunica că tata a fost copil, păi atunci cred pe tata de fiecare dată când îmi spune că și el a fost copil și pentru că noi de multe ori uităm să le spunem copiilor noștri că și noi am fost copii. Exact. Și ei nu au percepția asta că și noi am fost copii. Pentru ei s-au născut cu noi adulți. Exact, exact. Pentru ei noi am fost mari dintotdeauna. Da. Și faptul că și noi am fost copii face o conexiune cu ei. Da, și cumva... E ca și cum ne înțeleg mai bine. Uh-huh. Da? Că am fost și noi pe acolo. Mai degrabă, clar, ca părinte, ca tată, ca mamă, e nevoie să fac anumite lucruri. Dar e nevoie să nu uit că înainte de a face acele lucruri, e nevoie să mă conectez. Dincolo de sarcini există conectarea. Și odată ce eu mă conectez, n-am cum să nu fac o treabă bună. De fapt, cumva, conectarea este această panaceu universal al relațiilor. Eu dacă mă conectez cu copilul meu, dacă învăț să-l ascult, apropo de ce vorbeam despre ascultare, deja fac o treabă bună cu copilul meu. Da, uite, acum cumva, în momentul în care tu te conectezi cu copilul tău, da, și începi să-i povestești despre ce ai făcut tu, cum ai făcut tu, da, da? Și partenerul tău de viață, ascultă. Soția, soțul, ascultă și sigur, poate să-și ia informații de acolo, să te cunoască, să vadă că ai fost așa. Da. Că și partenerul nu ne-a văzut copii. Sunt puține cupluri care au plecat de la, din prieteni, da, din, prieteni liceu. Din liceu sau da, din clasa 7-8-a. Da. Da, eu am pe cineva care este foarte mult timp. Dar în rest, tot așa, ne-am cunoscut adulți. Da. Și noi nu știm cum am fost copii. Așa este. Iar eu, de exemplu, când am terminat și eram la facultate și am terminat facultatea și eram foarte serios și foarte rigid și foarte... adult. Da, toată lumea din jurul meu a crezut că așa sunt. Și când am început să le povestesc că cine bunii făceam în copilărie și că eu chiar m-am jucat și eu și chiar am mers cu bicicleta și am făcut și toate sporturile și mergeam și cu cortul și mergeam și cu, mă dădeam și cu schiurile și făceam toate lucruri. Bă, serios, adică tu pare așa. Nu păream, eu păream așa, știi, eram domnul doctor, de bea ieșit, adică trebuia să-mi curăț foleții de profesionist. Așa, profesionist da. Erai, da. Cred că e foarte important, știi, și discuțiile astea în care se povestesc, știi, apropo de sat, cum ziceai tu în episodul trecut, știi? În momentul în care povestim, află și partenerul nostru, unde așa... Poate e momentul să vină și el cu o poveste. A, păi stai că tu făcea taică tu așa, stai să vezi ce făceam eu la vârsta asta și așa. Exact. Și atunci,
Și atunci, cumva, aia e conexiune, acolo e unirea aia și acolo simți iubirea și siguranța cuibului. Mm-hmm. Știi? Așa e. Că altfel, dacă nu începem să ne deschidem și așa, stăm în niște frici. Da, mi-e frică să mă duc să spun asta că mă va judeca sau mă duc să... Dar eu cred că aici e nevoie și de multă vulnerabilitate. Da, și părinților, cumva adulților, le este teamă să-și arate partea aceea mai sensibilă, mai vulnerabilă în fața copiilor, de frică să nu-și o ia în cap. Da, că uite, dacă eu îți arăt, n-ai să mă mai respecti, n-ai să-mi mai asculți autoritatea și atunci mai degrabă mă închid, nu-ți arăt lucrul ăla, nu știi nimic despre mine, ci doar mă asculți. Uh-huh. Da? Da, cred că ușor depășim stilul ăsta. Da. Dragilor, vă mulțumim că v-ați uitat la noi și duminica aceasta. Ne vedem data viitoare. Nu uitați să dați like și să dați mai departe, poate folosesc și prietenilor voștri. O zi bună!